Adrian Bartolome este la primul mandat de primar. Este însurat și are 2 copii. Chiar dacă se declară familii convinse, dealul este acuzat de polițistul din sat că i-ar fi dezbinat familia. M-am dus spre drumul spre magazin, am trecut pe lângă Ivan, numitul Ivan Marus, care este vecin cu mine. Fără niciun motiv, nu mi-a zis nimica, m-a lovit aici, m-a spart aici, am lovit în cap, și a început să mă lovească cu pumnii, cu picioarele, până am căzut jos. Primarul spune că a scăpat cu viață doar pentru că un alt consătean s-a apropiat cu mașina, iar agresorul a fugit. Localnicii recunosc că la mijloc ar fi o posibilă idilă. Da, am făcut stânga aici, pe străduță, și în momentul ăla, când am făcut, domnul primar era căzut jos, el lovea în timpul ăla, când a simțit mașina, a întors capul, a văzut farurile și a fugit în curte. El a fost prins, nevasta l-a prins cu o bagabantă, o amantă pe la Năvodar, ca un apartament la Năvodar. Și s-au despărțit. Ce s-a auzit că asta ar fi motivul. Plin de sânge, edilul a sunat la 112 și a anunțat cine l-a bătut, iar apoi a mers la spitalul din Hârșova. Polițistul neagă orice implicare. Chiar și așa, superiorii săi au deschis un dosar penal. S-a înregistrat un dosar penal, se fac cercetări. În funcție de rezultat, se vor propune măsuri legale. Conducerea IPJ Constanța susține că polițistul va fi menținut în funcție până la definitivarea anchetei.